Vă salut, băi și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un episod din cariera cu Farul Constanța în Premier League. După cum știți foarte bine, sunt patronul clubului și primul transfer, de fapt în episodul trecut am făcut mai multe transferuri așa pe FIFA, însă am făcut și un prim transfer în viața reală și anume l-am adus pe Constantin Budescu, m-am întâlnit cu el după meciul voluntar Petrolul, am semnat acolo, bine n-am semnat, am dat mâna, ne-am înțeles așa frățește pentru a semna cu Farul Constanța și îl vom aduce pe Budi să facă acolo parteneriat cu Denis Alibek. Am ținut cont de un comentariu pe care l-am văzut meciul trecut și am zis să-mi fac treaba de patron cât mai bine. N-am avut un palat la care să-l chem pe Budescu să ne înțelegem. Am făcut-o pe stradă, însă înțelegerea e înțelegere. Deci, hai să-l aducem aici pe Costică Budescu, care va juca la mijloc și cred că se va potrivi foarte bine acolo pentru formația noastră, chiar dacă este destul de bătrân la 33 de ani, e un jucător cu experiență, cu tehnică, ceea ce rar mai vezi în fotbal românesc. Cred că o să dau un jucător la schimb pentru Budi și anume un winger, oare l-aș da pe Crinciuma ăsta că nu știu cât o să joace, însă-l văd pe Ducure. Cine mă Ducure? Kevin Ducure. Nu-l cunosc, nu e foarte bine pentru mine că nu-l cunosc fotbaliștii, dar hai mă să-l dau, totuși habar n-am cine-i Ducure ăsta. Ducure, pare rău, Gheorghe Hagi, adică prin influența mea, scapă de tine pentru că avem nevoie de Budi acolo la echipă. Constantin Budescu semnează aici cu Farul Constanța. Joacă pe poziția lui Mertens, însă cred că putem să-l punem și puțin mai jos. 3 ani mai stai Budi, 3 ani mai stă, Budescu vine frumos la Farul Constanța. Vrea un salariu măricel, însă eu sunt dispus să accept. Constantin Budescu semnează cu Constanțenii, care joacă în Premier League în Anglia și nu mai trebuie să mai vedem în tricoul lor. Constantin Budescu la schimb cu Kevin Ducure, cred că a fost un transfer bun. Nota B, cum am zis, intră acolo în echipă, deocamdată Grameni nu este cel mai bun, unde este Budescu, 69 VR, îi scade acolo aparent, dar o să facem noi să meargă. Și așa arată echipa noastră în acest moment, nu cred că vom mai face niciun transfer, un lot foarte bun, din păcate Mani s-a accentat. Și nu uitați, dacă nu v-ați înscris la giveaway-ul de pe Instagram, unde puteți câștiga acest sticker semnat chiar de regele Gică Hagi, doar trebuie să-mi dați un follow acolo și să puneți la story, foarte simplu, și câștigați acest sticker. Haideți să nu mai vorbim prea mult și să-i dăm direct cu o simulare până la următorul meci de campionat cu Wolverhampton Wanderers. Așa băieți, haideți să jucăm acest meci cu Wolves, Tănase Alibek și noul transfer Budescu. Cred eu că vor juca foarte bine, așa că să dăm drumul la meci. Primul meci de acasă de la Constanța pe care îl va juca Farul. Au venit cei de la Wolves tocmai pe stadionul, ce pot să zic, Tănase pentru Mertens, foarte bună pasa mai departe cu Budescu! Budescu, ce putea să marcheze aici Costică. Costică Budescu, mare ocazie ratată, fix la debut, mamă. Joacă în Turcia la Galatasaray, însă uitați și voi aici în FIFA la ce nivel este, însă Adama Traore are viteză pe un contraatac și a Ioani din nou. Rău pentru Farul Constanța. Adama a șutat slab, însă a fost o ocazie periculoasă. Gokciu acum execută lovitura de colț pentru Mateus Cunha. Cunha. O, dar ce ocazie aici pentru Wolverhampton. Nici nu m-am așteptat să marcheze Wolves aici, ca Kalajic. Foarte... Dar nu știu cine e băiatul ăsta, nu știu cum a ajuns el la Wolves și de unde a apărut, însă foarte bine s-a poziționat. Vedem aici Adama Traore pasează cu Gokciu, dacă nu mă înșel, și Kalajic singur cu Ioani face formalitatea de a introduce mingea în poartă și devine 1-0 pentru Wolves, iar partida este dificilă pentru Farul Constanța, deși un meci acasă. Constanțenii suferă. Foarte greu de deschis această defensivă a celor de la Wolverhampton. Băluță pentru Alibek. Alibek, fuge bine Alibek. Pasează și ce execuție acolo a capitanului Budescu, dacă nu mă înșel. Hai vedem cornerul ăsta. Centrare pentru Tănase. Eboli acolo. Pasează cu Borza pentru Crinciuma. Până la Băluță, hai să vedem pe Băluță, pierde mingea. Kalajic pentru Cunha. Cunha în duel direct cu Boli, pasează în careu și s-a terminat. 2-0 pentru Wolves, iar
Farul, mai mult sau mai puțin, a pierdut acest meci. Denis Alibek. Denis Alibek se mișcă slab. Ultimele două minute ale partidei, iar Wolverhampton mai vrea să mai marcheze o dată pentru 3-0. Daniel Podence pasează în careu și s-a terminat. 3-0 pentru Wolves, iar al doilea meci din Premier League al Constanținilor a fost un dezastru total. După acest meci s-a văzut clar că Budescu, până și cu experiența sa, e greu acolo la mijloc. Aia 40 pace clar sunt prea puțin pentru a ține mijlocul unei echipe ca Faro Constanța, așa că Grameni își va relua postul de titular în echipă, iar Budescu va ocupa un loc notabil pe poartă, pe bancă. De asemenea, aș vrea să-l încerc și pe Luis Munteanu în locul lui Alibek, pentru că are mai multă viteză. Crincima va sta aici pe bancă, Mazilu va trece și el pe bancă pentru că revine Man, iar Nedel cu Borza Buzbuki și încă un jucător dintre aceștia să-i mai pun pe bancă. Sali ar putea și el să ocupe un loc pe bancă și cred că să ia locul lui Crinciuma. Și așa arată noul prim 11 a celor de la Faro Constanța. Urmează, dacă nu mă înșel, un meci de cupă cu Wigan pe care îl vom și simula, cu speranța că se joace bine, nu, pierd. Da, cupa pierdută, noi ne focusăm cel mai mult pe campionat pentru că avem un meci tare cu Liverpool pe care neapărat trebuie să-l câștigăm, ce să mai zic. Și un egal ar fi bun. Primim o ofertă pentru Băluță de la Rio Ave, însă nu vom mai da niciun jucător, nu vom cumpăra pe nimeni, nu vom da pe nimeni, pentru că avem nevoie de toți titularii echipei în cea mai bună formă. Și aici vreau să încerc ceva cu Băluță, oare să-l cobor un pic mai jos. Înaintea acestui match, jucătorii noștri arată ok, în afară de Băluță. Sau aș putea să joc cu Budescu în locul lui Băluță. Haideți să încercăm treaba asta cu Budescu. Liverpool cu Gapco, Jota, Salah, Thiago și așa mai departe. Să, eu cred că vom face o surpriză și de ce nu, poate chiar vom câștiga la Liverpool acasă. Îi vedem pe jucători deja la autocar. Mohamed Salah, care a reușit un hat-trick în meciul de dinainte acestei partide. Vedem acolo și în tribune pe Mohamed Salah, însă hai să dăm skip peste toate acestea. Liverpool vs. Farul Constanța. Trebuie Farul Constanța să facă exemplar în acest meci, este să se apere. Are nevoie de un rezultat pozitiv după înfrângerea usturătoare cu Wolves 3-0. Totuși e Virgil Budescu. Hai să vedem pe Budi. Budi pentru Grameni pentru Tănase, în careu, Tănase șutează în blocaj. Proasă pentru Liverpool, care trimite pe Salah acolo într-un atac, însă Diallo intervine imperial acolo în fața egipteanului. Pentru Denis Man pentru Luis Munteanu față în față cu Alisson, Luis Munteanu peste poartă. Ce ocazie bună a celor de la Faro Constanța și vedem aici pe Jurgen Klopp nemulțumit de defensiva sa, cum l-au lăsat pe Luis Munteanu să șuteze acolo. Pasează către Salah, care intră în careu, trebuie să ne apărăm, însă nu reușim asta și scorul devine, nu, e offside. Mamă, ce noroc am avut. Offside la Mohamed Salah și scorul rămâne de 0-0. Minutul 30 putea să se schimbe tabela. Vedem aici pe Diogo Jota acum șutează în blocaj, iar Salah se afla în offside. Din fericire pentru noi, oricum era o fază foarte urâtă, din fericire reușim să scăpăm. Hai să vedem pe Florin Tănase. Tănase îl are în față pe Luis Munteanu, pasează cu el, dar era în offside. N-am vrut acolo, am vrut la Mertens, acolo de noi foarte, foarte, foarte ușor. Gapco, Mertens este peste tot, recuperează și vedem pe Florin Tănase față în față cu Alisson, ocazia meciului pe lângă acel gol anulat din offside. Florin Tănase, cum a putut să rateze acolo, s-a grăbit să șuteze. Și avem un corner acum pentru Farul, Mertens se execută, nu este rău deloc. Și pasează înapoi cu Budescu, Budescu driblează bine, însă pierde până la urmă mingea, trebuia să dea drumul la pasă mai devreme. Însă la pauză, scorul rămâne de 0-0,
Iar farul are șanse să obține un rezultat, să obțină un rezultat pozitiv acasă la Liverpool. Și haideți să revenim cu a doua repriză. Știe că Anfield este un stadion extraordinar de dificil pentru orice adversar care face deplasarea, însă până vorbesc eu, haideți să vedem faza asta cu Mertens sunt prin plan. Dries Mertens! Ce v-am zis, băieți? Farul Constanța marchează pentru 1-0 acasă la Liverpool pe Anfield. Și chiar dacă fanii englezi cântau You Never Walk Alone, ei bine, Mertens a reușit să îi aducă la tăcere cu acest gol super marcat la colțul lung față în față cu Alisson. Și ce bun a fost schema lui Florin Tănase, dacă ați fost atenți la începutul acestei reprize. Florin Tănase a făcut un simplu McGiddy spin, a pasat cu Luis Munteanu, acesta a observat foarte bună demarcarea lui Mertens, dar haideți să mai vedem încă o fază cu Tănase în prim plan, Tănase pentru Kiki, care pasează cu Mertens mai departe cu Luis Munteanu, Luis Munteanu în careu, față în față cu Virgil van Dijk, însă nu reușește Luis Munteanu să-l Budescu. Se întâmplă foarte multe lucruri, doamnelor și domnilor, și n-am timp să comentez. Mingea de la Gapco, din nou la Salah, hai Ioani, rege, un rege mai mare decât regele egiptean, Mohamed Salah, faraonul, nu reușește să-l învingă în duelul direct pe Ioani și scorul rămâne de 1-0 pentru Farul Constanța. Ce meci nebun, cel mai nebun meci de până acum. Mohamed Salah centrează, însă Kiki intervine foarte bine, iar Farul își dorește să obțină această victorie, iar dacă nu mă înșel, Gheorghe Hagi a indicat de la margine schimbări tactice, și anume pentru a nu-i lăsa pe cei de la Liverpool să marcheze. Gică Hagi bagă autobaza, iar nu va mai rămâne decât Luis Munteanu în atac. Am cumpărut pe toți jucătorii. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Joel Matip. Ioani greșește radical. O centrare simplă a lui Thiago, care a fost respins acolo de un jucător al Liverpool, până la Joel Matip, care șutează pur și simplu în Ioani și acesta primește mingea în față și și-o introduce în propria poartă. Iar scorul este din nou egal, 1-1. Ioani, după ce și-a salvat echipa de atâtea ori, o îngroapă în acest moment. Luis Munteanu pentru Tănase. Tănase așteaptă demarcarea lui Luis Munteanu, care vine. Luis Munteanu vrea să marcheze și el în acest meci. Luis Munteanu, ce șut! Păcat de acele dribling-uri, însă șutul este mult, mult pe lângă poartă. Iar Farul vrea să facă și ea prima schimbare în acest meci. Intră Băluță, Enes Ali va intra și el la mijloc. Denis Alibek în atac. Haideți să-l băgăm și pe Mazilu în locul lui Grameni. Alibek va fi coborât. Cred că putem să jucăm cu Man atacant. Man va juca atacant sau nu? Florin Tănase atacant. Enes Ali în stânga. Mazilu coborât. Man în dreapta. Și să vedem ce se va întâmpla. Doar cu un singur mijlocaș defensiv în echipă. Mertens este scos. Este scos și Luis Munteanu, nu din cauza acelei ratări, dar avem nevoie de sânge proaspăt, pentru că urmează încă 30 de minute de fotbal spectacol. Vedem aici pe Tănase, noul atacant al echipei, care pornește în viteză, singur cu Alisson. Tănase, Florin Tănase marchează pentru 2-1 după o fază foarte rapidă în care l-a făcut acolo pe Fabinho și a rămas singur cu Alisson. Reușește la fel ca Mertens la colțul lung din dreapta, din stânga, pardon, să marcheze foarte ușor, iar schimbările tactice ale lui Gică Hagi, ordonate de Leo de la VIP, cum ar veni, sunt exemplare. Hai să vedem pe Denis Mann. Denis Mann din nou cu Florin Tănase, de carul echipei. Tănase se descurcă extraordinar cu Alibek și este 3-1. Farul Constanța demolează Liverpool chiar la ea acasă, de nerecunoscut trupa lui Jurgen Klopp. Iar Denis Alibek, jucătorul intrat la pauză, reușește să marcheze. N-a reușit să facă cu Wolves, unde poate ar fi contat, însă și acest gol este unul extraordinar în fața unei echipe gigante precum Liverpool. Iar Florin Tănase arată că joacă extraordinar de bine în poziție centrală și mă voi gândi ca pe viitor să nu-l mai folosesc în bandă
și să-i caut, după cum am spus, o poziție mai pe ax, luat în derâdere, însă Denis Mac, o recuperare senzațională, pregătește aici un contraatac acel de la Farul Constanța, l-avem pe Tănase din nou în prim plan, Florin Tănase vrea încă un gol și îl obține. 4 la 1 pentru Farul Constanța, iar la acest scor Leone, noul patron al echipei, își freacă mâinile cu gândul că a demolat un gigant. David îl înfrânge pe Goliat în această bătălie care va rămâne în istorie. 4 la 1 pentru Farul Constanța, iar meciul încă nu s-a terminat. Constanțenii încă sunt înfometați și mai vor goluri, iar Enes Ali cred că va marca. Nu știu de ce așa simt. Să deocamdată l-avem pe Florin Tănase care pierde mingea. Nu mai contează nimic, a fost foarte bun și în acest meci l-am lăudat, l-am lăudat. Liverpool marchează și ea pentru 2-4. Na, încă un gol de consolare. Nu cred că poate fi nimic mai mult acest gol. Haideți să mai vedem Farul Constanța, pentru că ei au cărat acest meci. Farul Constanța a oferit un fotbal spectacol, iar deși și-au dezamăgit suporterii acasă, în deplasare sunt senzaționali. Și vedem aici pe Enes Ali, probabil la ultima fază a meciului. Tânărul Sali șutează și nu o face deloc rău. Alisson însă este acolo la post, îi reușește să respingă. Corner acum pentru Farul Constanța, Tănase și mingea nu iese după această fază. Vedem pe Diallo, fundașul echipei, pasează cu Denis Mann, care nu a reușit până acum în acest campionat să marcheze, mi se pare că a dat doar un asist. Iar în minutul 97 se termină acest meci incendiar, iar fanii Farului au motive de bucurie pentru că au reușit să învingă Liverpool chiar la ea acasă. Un meci de ținut minte, Farul Constanța. După această victorie urmează, dacă nu mă înșel, o partidă de Conference League, aba nu, încă un meci în campionat. Trecem de perioada de transferuri și avem încă un derby, un meci greu cu cei de la Chelsea Londra, care sigur vor fi periculoși. Îl voi schimba pe Tănase, poziție centrală, însă văd că scade, nu prea înțeleg care-i treaba exact. Și de ce nu voi alege să-l titularizez pe Enes Ali, un jucător care are pace, nu are shooting deloc, dar îl simt eu acolo că o să facă diferența. Budescu va juca și el, iar cam așa să rămână echipa. Ali Beck, din păcate, ocupă un loc pe bancă, însă acest prim 11 este unul de bază și mă aștept la, de ce nu, încă o surpriză. Am reușit să batem Liverpool, de ce să nu batem și Chelsea? Un meci foarte interesant, de această dată Farul Constanța întâlnește un gigant mondial, nu doar în Anglia, și anume Chelsea Londra. O întâlnește la ea acasă, la Farul, și ne așteaptă un meci foarte interesant. Se joacă în după amiază, deși eu aș fi pus meciul ăsta seara, n-avem ce să facem, nu suntem în conducerea Premier League. Tănase pentru Mertens și poate pleca aici pe un contraatac. Dries Mertens, cred că marcatorul, cel mai bun marcator al echipei. Da, nu reușește să marcheze. Mertens șutează foarte bine, s-a culcat acolo pe ureche și rapidul gabonez pasează cu Sterling, care vede foarte bine pe Kanté. Sterling intră în careu și șutează na Ioani. Stă la posta Ioani. Menține poarta închisă, iar Sterling, cred că ai și cu mingea în afara terenului, pentru că este doar aut de poartă. Perez, nu, Grameni mai departe cu Florin Tănase, care joacă în noul său post de atacant central. Tănase pentru Grameni și căuta acolo să-i paseze din nou lui Tănase, însă pierde mingea într-un final. Departe și din nou mingea la Mason Mount, în careu, care șutează direct în Ioani. Stă la post portarul nostru. Trează bine pentru Aubameyang. Și Sterling este periculos acolo, pasă către Aubameyang, însă Ioani stă, cum am zis, la post. Alo, Tănase pentru Grameni, scapă singur cu portarul. Grameni însă încetinește și este prins din spate, iar șutul său nu rezultă decât într-un aut de poartă pentru Chelsea Londra. Și vedem aici un alt transfer, Budescu pentru un alt transfer, Mertens, care intră în careu și șutează în blocaj.
Tot Budescu trebuie să sară acolo la cap, nu o face. Enes Ali acum, tânărul Sali, haide să-l vedem și pe el. S-a precipitat un pic, este doar primul său meci ca titular, nu trebuie să-i cerem foarte multe, mai ales că este un meci tare cu Chelsea Londra, care nu reușește acolo să treacă de Kevin Bolin să Sterling, rămâne periculos și Mason Mount pasează până la Chilwell, care dintr-un voleu încearcă să îl surprindă pe Ioani, să nu o face deloc. Va ieși, l-am scos de pe teren pe Mertens și pe Budescu, l-am băgat pe Băluță și pe Luis Munteanu, iar în locul lui Enes Ali va prinde minute și Mazilu. Salin a făcut un meci neapărat rău, dar cred că trebuie schimbat. Dacă nu reușesc să schimbe tabela, însă, Aubameyang acolo foarte aproape să schimbe, tocmai ce vorbeam, tabela, un șut care nu prinde spațiu porții și care probabil s-ar fi dus la vinclu. Faro Constanța este în criză de timp. Vedem pe Man cu o pasă către Florin Tănase, să vedem dacă o prinde Tănase. Nu o prinde, din păcate. Foarte bună pasă lui Man și pressing aici făcut de cei de la Faro Constanța. Nu reușește să recupereze Zaharia pentru Kanté, Sterling. Mingea la Aubameyang, pasează mai departe cu Chilwell și va veni în pressing acolo foarte bine Bruno Perez. Grameni avea cu cine să joace, însă a vrut să ia acțiunea de pe cont propriu. Sterling pasează doar până la Thiago Diallo, iar minutele se scurg, intrăm foarte aproape în minutul 90, însă hai să vedem această fază, nu cred că este offside la Florin Tănase, care rămâne singur cu portarul. Tănase marchează, eroul celor de la Faro Constanța reușește să marcheze un gol senzațional în minutul 90 din pasa lui Luis Munteanu. Florinel Tănase scapă acolo singur cu Kepa și îl învinge fără niciun fel de stres pe portarul iberic. Haideți să mai revedem această fază, o pasă excelentă a lui Luis Munteanu, care l-a remarcat pe Florin Tănase. Sincer, am crezut că e în offside, însă Florin a reușit din nou să se treacă pe tabela de scor, iar în acest moment are 3 goluri în 4 meciuri, 2 reușite meciul trecut și devine principalul jucător, periculos al farului, dacă pot să zic așa. Și dacă nu mă șel, aici se termină și acest meci și urmează marea partidă cu FCSB din Conference League. Hai să bag pe Băluță, să mai dau și lui minute. În defensiv aici trebuie să mai schimb. Larie, bun, Idrici, tu, Sârbu, hai, fă și tu treaba. Și băiatul ăsta, sau nu, Borza, că e român. De ce nu, hai să-i dăm minute și lui Buzbuchean. Am schimbat tot primul 11, n-a rămas nimeni la fel. Avem meci cu FCSB, un derby românesc în Conference League, pe care, sincer, eu cred că îl vom câștiga lejer, chiar dacă nici măcar nu suntem cu titularii. Ejuma îl trimite într-o cursă pe Florinel Coman, jucător care poate veni la Faro Constanța în următoarea perioadă de transferuri. Pasează foarte bine cu Miculescu în careu și deschide scorul FCSB în această partidă. Stadion pe care Wolverhampton le-a dat 3-0, însă Chelsea nu a reușit să marcheze. FCSB face acest lucru, iar Faro Constanța are deficit în primele 15 minute ale meciului. Larie însă intervine și o face foarte prost, dar golul marcat de Minculescu este în offside. Iar Farul are probleme, atât în defensivă cât și în atac. FCSB-ul a venit aici să câștige, pentru că nu mai are cum să mai facă în propriul campionat. Haideți să vedem faza asta cu Carlo Kassab. Întoarce acolo pe Tam, dar șutul n-a fost deloc bun. Morar pentru Nedel cu careu. Să Vlad, mă scuzați, credeam că e Tânovan, o să e Vlad în poartă. Intervin. Ec pentru Nedelcu, vrea să marcheze împotriva fostei sale echipe și n-a fost deloc departe. Dar până una alta greșim fără să fim presați și Companio, ce execuție de mare atacant are acolo. Andrea Companio trimite mingea direct în vinclu, iar Farul, mai mult sau mai puțin, a pierdut acest meci, însă rămâne cu speranță. Jucători cu valoare, cum este Luis Munteanu, care poate scăpa aici singur cu Vlad. Luis Munteanu reduce din diferență, face 2-1 pentru Faro Constanța și nici măcar nu ne mai uităm la reluare. Poate avea un contraatac, însă Enes Ali este slab.
Este un băiat slab care greșește pasa, iar Florinel Coman își distruge fosta echipă, reușește să marcheze pentru 3-1, un gol pe care nici măcar nu l-am văzut bine, dar nici nu vreau să-l mai revăd. Da, ușor pentru Farul, însă alegerea patronului 4-2. Alegerea patronului de a juca cu rezervele a fost de o inspirație totală. Gica Hagi mi-a zis: băi Leone, nu jucam cu rezervele, dar până la urmă echipa mea, eu comand, n-are ce să facă, a semnat contractul și cred că e 5-2. Da, 5-1, nici măcar 5-2, da. 5-1 pentru FCSB în acest meci coșmar pentru Farul Constanța, care după un început slab în campionat, a terminat și mai slab în cupele europene, însă victoriile cu Liverpool și cu Chelsea nu vor fi uitate prea curând. Cam aici se încheie acest episod, dragilor, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și comentariu și să vă înscrieți la giveaway-ul cu semnătura lui Hagi pe acest sticker, care se va termina pe 1 mai, deci mai aveți timp doar până atunci. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat!